Bine ați venit la această întâlnire. Vă mulțumesc tare mult că ați rupt din programul noastră de la firme. E sfârșit de săptămână, toată lumea bănuiesc că are programul făcut pentru weekend. Din aceste considerente țin să vă mulțumesc încă o dată că ați dat curs acestei invitații și noi am considerat că este o problemă care va interesa mediul de afaceri. Este printre puținele vești bune pe care le primim în ultima perioadă și de aceea îi mulțumesc domnului senator Eugen Țapu Nazari, președintele Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism, că a avut această inițiativă, că încearcă să o pună să funcționeze și mediul de afaceri, angajații din mediul de afaceri să beneficieze de un ajutor important și în aceeași măsură turismul românesc să se dezvolte și să aibă o sursă de finanțare așa cum și-o doresc de multă vreme. După cum observați, la această întâlnire este prezent și domnul deputat Leureanu, domnul George Lazar, fost prefect al județului și de asemenea domnul director Culeva. Domnul Țapu, vă rog că aveți cuvântul, dacă puteți. Mulțumesc frumos. O să-mi permit să stau jos. În primul rând, vă spun bună ziua și bine ați venit și vă spun că sunt onorat să fim astăzi împreună într-un demers firesc, spun eu, și necesar de a dialoga pe o inițiativă legislativă pe care am elaborat-o, care privește mediul de afaceri. Îi mulțumesc cu această ocazie premierului Nicolae Ciucă și colegilor mei, domnului președinte al Partidului Național Liberal, George Lazar, și domnul deputat Leureanu, care este cosemnatar al inițiativei, pentru că m-au susținut în demersurile pe care le-am întreprins la nivelul Guvernului României. Inițiativa este semnată de peste 140 de senatori și deputați PNL, PSD, UDMR, deci membri ai coaliției de guvernare. Alături de mine pe inițiativă, pe expunerea de motive, au semnat liderul senatorilor din PSD și liderul de grup al senatorilor PSD, Radu Oprea, și liderul de grup al senatorilor UDMR, Turoș Loran. Mulțumesc de asemenea Camerei de Industrie, Camerei de Comerț și Industrie, domnului Mihai Apopei și domnului Mihai Caravan, care au avut toată deschiderea pentru această inițiativă. O să vă spun de la ce am plecat. Am avut trei motive principale pentru care am elaborat această inițiativă legislativă. 1. Discrepanța, aș putea spune chiar discriminarea, care are loc astăzi, între cele două tipuri de contribuabili. Angajații din sectorul public și angajații din sectorul privat. Cred eu că contribuabili net sunt angajații din sectorul privat, adică nici nu cred, asta e sigur. Și sunt tocmai cei care nu beneficiază de ajutor de la stat, beneficiază numai o parte dintre aceștia. 2. Fiscalitatea. Costul fiscal pe angajat în România azi este cel mai ridicat din toată Uniunea Europeană. 40,85. Să zicem aproximativ 41%. În condițiile în care media europeană, costul fiscal pe angajat este 26%. Și aici o să vă dau niște exemple, pentru că noi trăim într-o regiune și trebuie să ne adaptăm economia la regiunea noastră în care suntem. Aici avem așa... Unde am asta, Tomescu? Aveam datele alea. Așa. Aveam Slovenia, Slovacia, unde le-am?
Vă dau așa, din, în Slovacia costul fiscal e 17,5% versus România, în Bulgaria 22,5%, în Ungaria 33,5%. În condițiile în care vecinii noștri bulgari au cotă unică de 10%, iar vecinii noștri din Ungaria au cotă unică de 16%, da? În Germania e 27% costul fiscal pe angajat. Cu alte cuvinte, dacă calculăm la un salariu, de exemplu, de 6.000 de lei în Bulgaria, un angajat rămâne cu 4.933 de lei, la același salariu, în România, angajatul rămâne cu 3.510 lei. Diferența este considerabilă. V-am dat un exemplu ca să avem în clar despre ce vorbim. Și al treilea lucru, al treilea motiv de la care am plecat la elaborarea legii este procentul, ponderea în produsul intern brut a turismului din România. Ponderea turismului din România în produsul intern brut este de 2,9% în condițiile în care media europeană este 4%. Evident că e o pondere sub potențial cu mult. Aici când vorbesc, când mă refer la turism, eu cred că în România trebuie să tindem spre o pondere a turismului de minim 10 puncte procentuale. Dar prin efectul acestei legi, cred că vom ajunge la 4,5% pondere a turismului în produsul intern brut. Cam asta ar fi în linii mari. În continuare o să le dau cuvântul colegilor mei și după aia o să intru în detalii cu o prezentare mai detaliată, pentru că eu privesc voucherile astea de vacanță nu ca un efort fiscal, ca un efort financiar, ci ca o investiție în economie. Dau domnului deputat Laurențiu Leoreanu. Să rămână bună ziua, vă salut și eu, mă bucur că ne întâlnim și vreau să vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a ne întâlni astăzi. Cred că acesta poate fi un exemplu de bună practică, prin care lucruri cu adevărat palpabile să se întâmple, dar și într-o dezbatere, într-un dialog cu dumneavoastră. Este o inițiativă care va intra în dezbaterea Parlamentului. Eu sunt convins că va avea susținere din partea întregului spectru politic reprezentat în Parlamentul României, pentru că vine într-adevăr cu niște lucruri importante, atât la nivel personal, atât la nivelul mediului de afaceri, cât și la nivel național, dacă vorbim global despre activitatea economică și în special cea din Horeca, din turism. O inițiativă foarte bună pe care am discutat-o, am dezbătut-o de foarte mult timp cu domnul senator, a anunțat-o de foarte mult timp în urmă și iată că ea se materializează în urmă. Vreau să vă spun că această discuție a avut loc și împreună am fost în echipa care ne vedeți în fața dumneavoastră și am purtat discuții și cu premierul României privind susținerea acestui proiect de lege și care s-a arătat deschis în a se susține acest proiect, pentru că acest proiect, dincolo de faptul că are un profund caracter liberal, ea vine și impactează pozitiv, așa cum corect a spus domnul senator, și viața angajaților din sistemul privat, pentru că elimină o discriminare. De ce cei din sistemul bugetar ar putea beneficia și cei din sistemul privat nu ar trebui să beneficieze? Deci este și o îndreptare, dacă vreți, făcută un element de dreptate socială. Apoi, așa cum foarte corect s-a prezentat, va fi o gură de oxigen pentru cei din Horeca, pentru cei din turism, care știm că alături într-adevăr de tot spectrul mediului de afaceri, dar parcă aici preponderent a fost un recul a activității economice în urma pandemiei, pentru că dacă în alte activități se mai putea discuta, se mai putea lucra, se mai putea activa și de la distanță în online,
Turismul nu prea ai cum să-l faci în online, nu poți să ocupi o cameră pe online, adică să, nu, să ocupi poți, nu poți să fii prezent în online pe, într-o cameră sau să iei masa online. Deci vine, așa cum spuneam, ca o gură de oxigen după o perioadă destul de grea. De altfel, și sunt convins că domnul senator va intra în acest detaliu, va aduce și un plus în ceea ce înseamnă forța de muncă, pentru că vor fi foarte mulți angajați care vor apărea în perioada următoare, în special în acest domeniu, dar și pe orizontală, pentru că nu există vreun sistem economic care să se dezvolte într-un tur de fildeș. Există acele ramificații de colaborare pe orizontală și pe verticală care să creeze impact. Dacă e pozitiv, pozitiv și pentru ceilalți, dacă e negativ, negativ și pentru ceilalți. În cazul de față, și creșterea forței de muncă va fi un lucru pozitiv, pentru că dincolo de plata unor salarii, din creșterea anvergurii acestui domeniu de activitate Horeca, vorbim și de alți bani care se întorc din TVA, din impozit pe venit și așa mai departe, se întorc la buget, ceea ce argumentează, justifică ceea ce spunea domnul senator, că practic vorbim despre o investiție importantă în următorii ani. Lucrurile trebuie să se întâmple și trebuie cât mai mult astfel de activități pentru a impacta pozitiv viața mediului de afaceri. Nu vă ascund că eu provin dintr-o familie care, în care membrii au fost în majoritatea lor bugetari. Bunicul meu a fost învățător, părinții mei profesori, sora mea profesor, soția mea profesor, eu profesor, dar am avut foarte mulți prieteni, avem foarte mulți fiind prieteni care lucrează în mediul de afaceri și am înțeles de foarte mult timp în urmă că mediul de afaceri practic este plămânul economiei și dacă nu avem un respect și nu avem un sprijin consistent către mediul de afaceri, atunci foarte greu poți să ceri dezvoltarea unei societăți. Așa cum sănătatea, educația unei societăți sunt piloni importanți în emanciparea ei, așa mediul de afaceri este cel care vine și susține, care împinge acești piloni, pentru că fără un mediu economic puternic și sănătos nu poți să ai sprijin în ceea ce înseamnă dezvoltarea celor doi piloni strategici pentru România, educație și sănătate. Drept pentru care eu vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți în activitatea economică a județului și implicit a țării. Ne cerem scuze dacă au fost uneori măsuri luate pripit sau nu foarte bine gândite, dar credem că întotdeauna e loc de mai bine, întotdeauna trebuie să avem discuții cu dumneavoastră, iar atunci când lucrurile n-au funcționat așa cum ne-am fi dorit, să îndreptăm cu sprijinul dumneavoastră, să venim să implementăm măsuri corecte și bune, așa cum este și aceasta, și care să aducă un plus în mod direct către dumneavoastră și sigur în plan și orizontal și vertical către întreaga societate. Vă mulțumesc și vă urez mult succes și regrete pentru toată perioada grea prin care am trecut și prin cea care trecem încă, pentru că suita de crize prin care am trecut și războiul de la graniță impactează negativ viața noastră și am mai spus-o eu de curând, dacă în teatru de operațiuni ai morți și ruine, în jur ai un impact negativ pentru economii. De aceea eu vă consider pe dumneavoastră cu adevărat eroi că luptați în acest domeniu și țineți sus steagul mediului de afaceri. Vă mulțumesc, succes, sănătate, o săptămână cu pace și liniște înaintea sărbătorii celei mari pentru cei de rit catolic și să aveți un Paște luminat și binecuvântat, florii binecuvântate creștinilor de rit ortodox și împreună să primim învierea Domnului cu bucurie și cu speranță. Sănătate, bucurie și numai bine vă doresc. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul deputat. În continuare îl invit pe domnul director general de la Finanțe, domnul Dan Cudera. Bună ziua, stimați invitați. Mulțumesc pentru invitație grupului de inițiativă și respectiv domnului senator, deputat, președinte al
PNL-ul și Camera de Comerț. Din câte vă cunosc pe dumneavoastră, văd că și observ că sunteți nu doar din domeniul Horeca, cred că și din alt mediu de afaceri. Și în acest sens aș vrea să punctez că proiectul care este inițiativ în dezbaterea astăzi, din punctul meu de vedere atât personal cât și instituțional, aduce o plus valoare întregului mediu de afaceri. Pentru că, pe de o parte, Horeca sunteți beneficiari finali ai acestor cărți de vouchere, dar sunteți în același timp și oameni de afaceri, da? Adică, la rândul noastră și salariații pe care îi aveți în subordine, vor primi aceste vouchere, da? La fel aș puncta din punct de vedere fiscal un avantaj deosebit, în sensul că utilizarea acestor vouchere ar ridica cu certitudine, pe de o parte, gradul de conformare fiscală al contribuabilor și, pe de altă parte, veniturile fiscale care se întorc la bugetul de stat, pentru că vorbim deschis, nu se mai pot face alte înțelegeri, să le spune altfel, plătești cu cardul, se fiscalizează tot, da? Și aș mai vedea un avantaj, este părerea mea personală și din punct de vedere al relațiilor de muncă. Adică atâta timp cât aceste vouchere aduc să elimine discriminarea dintre bugetari și privați și în rândul mediului de afaceri, dacă un angajator, că la fel aș putea spune în deschis, știți că se mai practic, mai are și câte un salariat doi care, aș spune că cu normă întreagă, sau poate nu are ce să-i facă contractul de muncă, da? Ei, ele vor fi legate strict de contacte de muncă active. Și atunci, angajatul care nu are forme legale, da? Va fi, sau angajatorul va fi determinat să iau măsură, da? Fie renunță la el, dar din păcate nu cred că se va întâmpla, fie este, îi fiscalizează și contractul de muncă, da? Și atunci, efectul veniturilor va parțial se va întoarce sau va fi realizat și din această parte. În continuare, vă doresc weekend plăcut, sărbători cu bine și celor care sărbătoresc florile și celor care sărbătoresc Paștele, și mult succes și răbdare în activitatea pe care o conduceți și o coordonați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director. În continuare, o să vă rog pe domnul președinte al Partidului Național Liberal, George Lazar, după care o să vă fac o scurtă prezentare a unui studiu făcut de Academia de Științe Economice din București, de trei reputați profesori, și după care vreau să intrăm în dialog direct, cât mai mult și cât mai aplicat. Domnul președinte, vă rog. Bună ziua, vă spun și eu, sărbătorim binele doamnelor și domnișoare, bună ziua, domnilor. Vă mulțumesc și eu, Cazac, cu invitație domnului senator de a ne vedea astăzi într-un format de dezbatere pe inițiativa legislativă pentru voucherele de vacanță acordate prin propunerea legislativă celor din sectorul privat. Nu să reiau neapărat ce au spus colegii mei, consider că inițiativa este una nu bună, ci extrem de bună, extrem de eficientă, pentru că prin comparație, dacă avem 1,2-1,3 milioane de persoane care lucrează în mediul public, avem în partea cealaltă, în mediul privat, aproximativ 4,2-4,4 milioane de cetățeni care lucrează în mediul privat. Pe lângă faptul că putem discuta și de o formă de discriminare între cei din mediul privat și cei din mediul public, cei din mediul public primesc voucher de vacanță, cei din mediul privat nu, în afară de asta, consider că axa principală sau tema principală acestei acordări legislative o constituie mediul privat. Pentru că, cel puțin noi liberalii, gândim întotdeauna spre dezvoltare. Iar dezvoltarea unei țări, dezvoltarea unui județ sau unei comunități este dat întotdeauna de mediul privat. Mediul privat este cel care aduce plus valoare, de acolo se iau taxele și impozitele și se colectează și se duc în aparatul, în bugetul consolidat al statului și de acolo bugetul este repartizat pe categorii de, pe mai multe categorii de folosință și de acolo sunt plătiți și cei din mediul public. Plus, în afară de faptul că există în această propunerea legislativă o echitate și față de lucrătorii din mediul privat, consider că vorbim mai mult de atât de o dezvoltare, ceea ce înseamnă partea de business, cel puțin pe Horeca și servicii conexe care sunt legate de Horeca, pentru că toți acești bani
adică 1450 de lei care reprezintă voucherul de vacanță, se vor regăsi după aia în instituțiile care aparțin cu Horeca și pe orizontală serviciilor conexe care se vor dezvolta. Asta înseamnă plus valoare la bugetele locale, bugetele județene și nu reprezintă doar o cheltuială de la bugetul consolidat al statului, ci banii aceștia se reîntorc sub formă de taxe și impozite în bugetul consolidat al statului. Eu consider că și județul Neamț, pentru că suntem în Neamț, sunt din Neamț, consider că are un impact, sau acest proiect legislativ avea un impact pozitiv pentru Neamț, pentru că județul Neamț este pe harta turismului în România, poate nu acolo unde ne-am dorit cu toții să fim undeva fruntași, dar suntem pe harta turismului. Eu consider că în următorii ani, 2024, 2028, 2032, putem face într-o gândire comună, într-un parteneriat public-privat între autoritățile publice locale, autoritățile publice județene și partenerii din Horeca și serviciile conexe, să avem o gândire și o filozofie în care județul Neamț să fie în primele 5-6 locuri în România din punct de vedere a patronatului din turism și a atractivității. Pentru că dacă ne uităm de la Piatra Neamț, care e un oraș important în regiune și e principal oraș municipiu din județul Neamț, care are potențial turistic, dacă mergem în sus spre Bicaz, spre zona de munte, Ceahlău, Dorou și văd aici și cetățeni din Bicaz și din oameni de afaceri din Bicaz și din zona de munte de la Dorou, dacă mergem în partea cealaltă spre Porca și coborâm înspre Târgu Neamț, practic avem un triunghi, dacă se poate spune așa, care poate impacta foarte mult pe turism. Avem o zonă binecuvântată, din punctul meu de vedere, de natură, de Dumnezeu până la urmă. Avem lacul de acumulare de la Bicaz, pe care nu-l exploatăm așa cum ar trebui și nu-l punem în valoare așa cum ar trebui. Avem zona de munte de la Ceahlău până la Porca, cu potențial turistic și cu potențial pe zonă schiabilă, iar acolo proiectele sunt, la momentul ăsta, blocate, atât pe zona Ceahlăului și blocate Consiliul Județean, cât și pe zona Porca, unde la fel sunt impedimente. Și dacă coborâm în jos pe zona Târgu Neamț cu potențial turistic și pe zona ecumenică, pentru că avem cea mai mare salvă de mănăstiri din România, în zona Târgu Neamț aproximativ 40 și o zonă de turist care prinde la noi în România, am putea gândi într-o notă comună, un potențial de a atrage turiști în zona noastră. Dar ca să atragi turiști în zonă, ai nevoie de infrastructură rutieră de calitate, ai nevoie de servicii de calitate, ai nevoie de servicii conexe, adică de ce vorbeam mai devreme, de pârtii de schi, de altfel de obiective importante în care tinerii, copiii, părinții, bunicii, de ce nu, cei seniorii noștri, să-și desfășoare activitatea. Că astăzi mergi până într-o, nu știu, mergi până la Dorou sau mergi până în zona Piatra, stai la, te cazezi la un motel, stai o zi, stai două, ce poți să faci? Vorbim deschis. Cât poți să mănânci, cât poți să, eu știu, stai să te relaxezi sau să stai la masă sau să bei un pahar, o bere sau un pahar de vin. Nu ai activități conexe care să te facă să petreci timp în Neamț. N-ai parcuri tematice, n-ai spa-uri care să te atragă. Nu ai foarte multe alte obiective care, din păcate, la noi nu se regăsesc în Neamț și care ar putea atrage turiști, iar în alte părți, dacă vorbim de zona Humorului, dacă vorbim de zona Brașovului, Predealul, sunt astfel de obiective care atrag turiști. Un turist, ca să vină, să bată drumul până la noi în Neamț, adică să vină din sudul țării sau din vest sau din alte locații, face câteva sute de kilometri. Ca să faci câteva sute de kilometri, nu vii să stai o zi sau două. Noi avem mai mult turismul ăsta de weekend. Vii vinerea, pleci duminica. Ori atunci turistul nu-și cheltuie banii așa cum poate ne-am dorit noi aici în județul Neamț. O zonă turistică trebuie dezvoltată într-o gândire de 4 zile, 5 zile, de o săptămână în care să-l atragi pe om, dar trebuie să-i dai și obiective pentru care omul să vină aici, să stea aici, să-și consume timpul și să-și cheltuie banii până la urmă. Pentru că vorbim și comercial. Eu consider că doar împreună cu mediul privat putem gândi, pentru că nu are nimeni secretul absolut, cu specialiști putem gândi o zonă de dezvoltare a județului Neamț pe următorii 8-10 ani, în care să punem județul Neamț pe harta investițiilor și pe harta turismului mare din România. Revenind la proiectul legislativ al domnului senator și a domnului deputat, consider că e un proiect legislativ bun pentru mediul privat, pentru că și oamenii din mediul privat vor fi stimulați. Nu toți din mediul privat au salarii care să-și permită concedii, fie în țară, fie în străinătate. Sunt foarte mulți și în mediul privat care au salarii orientate spre
minimul nivelului salarial din România, care au și rate, au și alte obligații financiare, au copii de crescut sau au bătrâni de întreținut. Iar aceste vouchere sunt binevenite pentru că nu gândim doar din prisma celui 1450 de lei că își cheltuie omul, pentru că omul împreună cu bărbatul sau doamna, împreună cu soțul sau soția, dacă adună două vouchere, adică 3000 de lei aproximativ, și vin undeva, că, să zicem că aleg în județul Neamț, nu vor cheltui doar cei 3000 de lei, vor mai cheltui un surplus de probabil 2000-3000 de lei în sejurul pe care îl abordează și atunci, practic, avem un impact de 5-6.000 de lei, bani care se vor cheltui în turism. Pe de o parte, și omul are un stimulant să poată să-și vină, să-și permită o excursie, un sejur undeva în țară și banii rămân în România. Pe de altă parte, și agenții comerciali de pe zona conexă Horeca vor avea venituri suplimentare, ceea ce este extrem de important și vor stimula și calitatea în zona de turism, competitivitatea și vor și cred că vor fi și oamenii de afaceri care activează astăzi pe această zonă, se vor gândi mai bine pentru viitor, să-și extindă capacitățile de cazare, de masă și să investească mai mult în această zonă de turism. Vă mulțumesc pentru prezența tuturor. Cred că ideea domnului senator este să și interacționăm după prezentarea proiectului cred că sau a studiului făcut de Academia de Studii Economice a României de la București. Vă mulțumesc încă o dată, vă urez tuturor sărbători pascale cu bine și gânduri bune. Mulțumesc, domnul senator. Mulțumesc și eu. O să vă spun doar niște concluzii ale unui studiu rase, dar înainte de asta o să vă spun rezultatele introducerii celor 1,2 milioane de vouchere pentru angajații din sectorul privat. În România, înainte de introducerea voucherilor din sectorul public, pentru cei din sectorul public, existau 6.000 de unități de cazare, azi există 20.000 de unități de cazare. Numai ca efect al introducerii voucherilor pentru cei din sectorul public, puteți să vă imaginați ce înseamnă când vom introduce încă 4,2 milioane de turiști în România, care și m-a întrebat domnul Apopi de efortul financiar, de efortul bugetar, este de 6 miliarde de lei. Pare mult, circa 6,1. Aparent e mult, dar v-am spus că eu văd lucrurile ca o investiție și o să vă și explic de ce. Avem aici studiul acesta făcut de Academia de Științe Economice, de trei profesori universitari doctori, domnul Radu Mușetescu, înapoi la primul slide, domnul Cristian Păun, profesor universitar doctor și profesor universitar doctor Bogdan Glăvan, care ne aduc în atenție avantajele introducerii și impactul biletelor de valoare. Și aici avem creșterea venitului disponibil și a nivelului de trai pentru fiecare salariat, îmbunătățirea stării de sănătate fizică și psihică a fiecărui salariat, creșterea productivității și a disciplinei muncă, creșterea calității vieții prin diversificarea bugetului de consum, Pentru angajator, avantajele sunt reducerea costului forței de muncă. Ce vă spuneam, scădem taxele și impozitele. Îmbunătățirea productivității muncii și reducerea absenteismului. Creșterea motivării și a loialității angajatului.